sunt foarte curioasă întâi să vă ascult opinia despre acest interes pentru educație sexuală la școală. Studierea educației sexuale ca fiind parte din curriculum școlar. Da, mi se pare că este important să punem educația sexuală în școli. Încă este de dezbătut din ce clasă, doar că mulți copii învață pe parcurs și descoperă singuri, trecând pe niște probleme și practic creându-și singuri, adică având o viață destul de grea prin chestia asta, pentru că le descoperă singuri. Dacă cineva le-ar preda, i-ar învăța cum este normal, adică cum, de exemplu, ar trebui să se petreacă o situație sau să se comporte, sau că e totul normal să sau cum funcționează organismul tău ca ființă. Și că e normal să te simți într-un anumit fel, e normal să ți se întâmple o anumită chestie. Prin asta eu o să crească foarte mult și o să se dezvolte și deja o să intre în lumea aceasta cu alți ochi, mai bine educați și mai bine învățați, să zic așa. Dan? Da, plus că este, până la urmă, este vârsta la care începe viața sexuală a majorității. Adică, da, este importantă. Trebuie să cunoști riscurile pe care ți le asumi în unele situații. Trebuie să înveți, de exemplu, de ce este important să te vaccinezi pentru unele boli. Adică, lumea nu știe asta și le descoperă cam prea târziu, când nu prea mai ajută la nimic. Sunt cazuri și, na... Cum să te protejezi, nu? Cum să... Pentru că sunt foarte multe boli cu transmitere sexuală, da? Da. De asemenea, încă sunt adolescente care nasc și nu apucă să-și termină școala. Și cred, și eu cred că este important cunoașterea, însă cam de la ce vârstă totuși să se facă? Voi ce ziceți, Delia? Cred că, zic, prin clasa a patra, a cincea, în jur de 12 ani, cam așa, pentru că de atunci majoritatea ușor încep să intre și la pubertate și încep să apară aceste schimbări și la corpul lor și la, să zic așa, și la mentalitate. Și atâta timp cât nu există o educație, nu există măcar o bază, niște lucruri esențiale pe care să le învețe ușor cu vârsta, cum cresc, ei o să le descopere singur uneori prea târziu, cum ar fi și, cum ați zis dumneavoastră, protejarea sau metodele anticoncepționale pentru fete. Adică nu multe știu că sunt moduri în care poți să previi anumite sarcini. Mai ales în zonele defavorizate, în zonele rurale, unde accesul la informație încă mai este dificil. Dan, tu ce zici? Personal, eu cred că o educație sexuală ar trebui începută din tinerețe, adică cel puțin... Ce înseamnă tinerețe? Hai să definim... cât mai curând, adică nu spun de la școală neapărat, sunt de acord ca la școală să înceapă în general, în clasa 5-a, cel mai târziu la liceu, dar ar fi bine ca toată lumea să cunoască unele elemente legate de educația sexuală încă de la părinți, încă de copii mici. Eu personal, fiind și copil de doctor, vă dați seama că n-am avut atâta timp. Adică nu eu, ci ei n-au avut atâta timp pentru a-mi explica toate astea. Și ai cercetat singur, te-ai informat singur. Da, mi-am mai spus și chestiile de bază, ca să spun așa, dar cam toată viața mea a trebuit să mă descurc singur. Deci suntem cu toții de acord că este important. Da. Nu cred că suntem de acord cu momentul în care să se introducă studiul, dar asta rămâne să vedem ce se va legifera, nu?